Nicu vă salută din nou. Avem acolo în față motocoasta de la micul fermier. Astăzi m-am hotărât să-i fac o pornire la rece. Țin să menționez că motocoasta nu a mai fost utilizată pornită din 1 octombrie, de când am cosit ultima oară. Deci sunt aproape 3 luni de când nu a mai fost pornită. Afară sunt minus 11 grade. Ați văzut că anul trecut am pus-o la treabă foarte, foarte mult. Bineînțeles, clipurile care le-am filmat, dar am făcut treabă cu ea fără să mai filmez de atâtea ori. Sunt foarte mulțumit de această motocoasă. Un preț decent, puternică și foarte eficientă. De asta am cumpărat-o, pentru că motocoasa veche de la Ruris, aia albastră Expert 27, era de un cal putere, mai slăbuțe și, pentru că am foarte mult de cosit, așa cum vedeți, cărări prin livadă, pe acolo pe sus. Am cumpărat această motocoasă mai puternică. Așa cum ați văzut în clipurile anterioare, drujbița de la Riodel a pornit extrem de bine, din prima, însă la motosapă, fiind motor în patru timpi, motosapa a pornit un pic mai greu, dar până la urmă a pornit. Super tare, uite că și motocoasa a pornit din prima, fără probleme, după 3 luni. Pornire la rece.